Așa cum s-a întâmplat și la școala 11, încercăm, acum suntem avansați cu proiectele, să depunem tot pe România Educată, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, să depunem pe toate școlile gimnaziale, să depunem proiecte, inclusiv pe ferme fotovoltaice, cum este și la școala 11 acum, care, uite, anul trecut, de exemplu, s-a livrat în rețeaua națională mai mult cu 7% decât a consumat școala 11. Și, practic, Primăria Buzău nu a mai plătit niciun ban pentru factura la energie electrică la școala 11.